Salutare și bine v-am găsit din nou pe canalul de YouTube Pavel și Costel. De tura asta am deschimbat un imbus, un ax la pompa de ulei, la un Passat, un B6, motor 2000, 240 de cai. Asta e boala lor, are la pompa de ulei un ax sub formă de imbus, care la un moment dat, la anumiți kilometri, se rotunjește și omul, ca să fie sigur, vrea să-l schimbi. Și baia de ulei am dat-o jos mai înainte. Nu am mai filmat că dura cam mult. Și acum să mă apuc să dau pompa. Asta întreagă toată pompa de ulei. A trebuit să o dau jos. Are câteva șurubele aici care o ține. Și asta. Și la urmă să vedem în ce stagiu e axa. Dacă mai mergea, nu mai mergea, ce cu el. În afară de axul ăsta, ce mai poate fi uzat? Se mai duce înăuntru, unde vine axa, se poate duce canelurile alea. Se pot duce pinioanele, dar asta foarte rar. Nu prea găsește. Cel mai des, la 99% din cazuri, se duce axul. Pinioanele astea care se văd aici? Da, dar alea foarte rar. Sincer, n-am schimbat niciodată un pinion de alea, că s-a dus. Arată în regulă, parcă. Da, da, da. De aici. Am luat pe bășbăite că nu îl văd de partea asta. Să văd care mai e. Asta mic de aici, odată, asta de aici. Asta nu. Da, se pare că alea două mai rămas. Asta mici. Bucheii de... I-am crezut pompa de ulei numai asta mică, care îți faci acum? Cu furtuna. Da, asta e pompa de ulei de aici. Așa. Ha. Aici are niște axe balansoare. Care face legătură pompa de ulei. Corci cât pașe m-a avut, tot mă bătăresc. Așa, acum ultimul șurub. E un pic cam grea. Dă un carton, ceva să spunem. Acum au ulei pe jos. Da, să pe acolo. Așa. Bun. Cu ea, cu măcar ia cu soa. Deci asta e problema.
Așa. Motorul cu două axii, clasă se referi, nu? Nu. Motorul cu două axii este fără. La distanță. Axca, nu? Da. Și unde e axul acum? Aici, uite dacă se vede, are imbusul ăla care face legătura între pompa de ulei și axele astea două. Vezi, are două contragreutăți aici. Da. Asta e pentru echilibrare. Așa este de fapt axul care e. Da. Și pe aici nu are o siguranță tip Zeger. Vezi să nu ajung cu uleiul ăla. Da. Se murdărește. Sigur ulei care îl are în sorbă. Și nu puteai să scoți pe afară axul ăsta, fără să dai jos pompa? Am mai încercat așa, dar n-am reușit. Așa, dacă trebuie un clește mult mai finuț. O să actualizez ăla pe ăsta, că nu-mi intră acolo. Dar e pauză. Da, am polizat un pic. Deci trebuie că nu-mi intra pe siguranța aia. Am sper să-mi intri. Ia să vede să pot da siguranța afară. Da, atunci a intrat. Asta e siguranța aia mare. Mare, tare. Deci normal aici se înșurubează. Șurubează, eu îi dau așa, iese ușor. Deci. Și uite, ăsta e axul. E axul ăsta scurt. Are un pic de uzură. Ia zi-mă, nu e uzură. Deci. Stai un pic, stai un pic. Aici, aici, dar în special aici, vezi? Da, da, da. Are, are. Are un pic de uzură. Deci am făcut bine când s-a făcut. La un moment dat ăsta se rotunjește. Și după aia se învârte în gol. Nu se mai învârte pompa de ulei. Pentru că pompa de ulei e antrenată de axul ăsta. De aici, de pinioanele astea, avem pus în mișcare axele astea balansoare și face legătura, imbusul ăsta face legătura între ax, axul balansor și pompa de ulei. Și când s-a dus de aici, pompa de ulei rămâne pe loc, nu mai bag ulei, lipesc motorul. Ia să vedem. Aleluia tată, vă ia alt motor. Da, ar trebui să vad. Da, ăsta e axul ăla nou. Pe nu prea. Volkswagen Germany. Are codul VAG. El. Nu se vede. Nu ne mai chinuim de gel, oricum nu focalizează așa de bine. Asta e la vechiul. Aici trebuie să am și o siguranță. Unde eu? Căzut pe aici pe jos undeva. Vreau o siguranță nouă. Când am desfăcut pachetul, căzut pe aici, mai mult ca sigur. În fine, lasă, pot. Găsim noi. Foarte simplu, de acum l-am montat la loc. Ia, ce trebuie făcut? L-am montat? Ce trebuie? E băgat la locul lui. Și pus o siguranță înapoi în cap aici. Da. Avem și siguranța nouă. Am găsit-o. Punem pe asta nouă, e mai bună decât asta la altă veche. Unde ai găsit-o aici? Asta se cunoaște că e strânsă, e... Oare... Dacă... Face lumină. Deci asta e a veche. Și asta e nouă. Așa, corect. Se cunoaște o mică diferență între ele. Asta e mai strânsă, asta e mai... Arată mai bine. Da. Punem pe asta nouă. Dacă tot am băgat nouă, facem o treabă bună. Să vezi prea multe din mâna mea. Nu merge să o prind în clești prima dată? Ah. Asta încerc, dar uite că e. Și cam asta e. A intrat și la loc.
Corect. Și acum cu axul ăsta, aproximativ, cât mai poate merge? Exact cum se strică. Bănuiesc oricum. 100 și ceva de mii, 200 de mii, 300 poți merge cu el. Da, normal. Și dacă era pompa de ulei dusă, cum îți dădeai seama? Dacă avea uzură sau? Trebuia făcut sau? Da, trebuie să făcut și uitat la ea. Dar prima simptomă când e dusă pompa de ulei, se stânge greu becul la ulei. În bord, când pui contactul sau când? Da, pornești motorul, se stânge greu becul. Am înțeles. Se rămâne becul aprins. A, nu mai face presiune în de ajuns. Exact, face presiune mai greu. Exact. Deja când s-a dus axul de tot și mergi în gol pe pompă, atunci se rămâne tot timpul becul aprins. Începe să bată motorul și dacă mergi mult cu el așa, s-a dus motorașul. Acum, o punem la loc. Punem la loc, corect. Trebuie curățat siliconul vechi, nu? Da, la siliconul vechi mai avem. Au. Punem pompa. Mai să iau pe asta în mână. Văd că sorbul e curat, nu are mizerii, treaba e bună până aici. Bun. Putea să fie înfundat acolo? Da, se întâmplă de multe ori de să înfunde sorbul. Dacă schimb filtrul, de ce să mă înfunde sorbul? Da, e prost. Ulei ne schimba la timp. Am înțeles. Uite așa. Vezi ulea că trage ca acolo în frec, mă. Am șuruburile. Am șuruburile aici de foc. Acum, efectiv, în ordine inversă. Exact. Montează. Este vreun secret aici la șurubulețe sau ceva? La strângere? La... Nu neapărat. Bine, dacă ar fi să o iei după carte, vine strâns la un anumit cuplu, da. Cuplul meu e la mână. Dar am văzut că-ți desfac ușor, deci da. Nu poți strânsă tare. Eu strâng la semțul mâinii. S-a făcut liniște de plină. Nu mai zice nimeni nic. Și din cauza la axul ăsta de câțiva lei. Exact. Mulți strică motorul. 15-20 de lei. E o piesă relativ ieftină. Contează foarte mult. Altceva s-a întâmplat atunci, nu a fost asta simptomă. De ce s-a întâmplat? Efectiv, din mers s-a întâmplat. S-a oprit motorul și n-a știut ce se întâmplă. A. Mergeam și din mers. Așa că n-am vrut să mai pornesc, n-am mai putut porni, dar... Da, curgea ulei pe sub mașină. S-a rupt o biela atunci. Și s-a ieșit biela prin bloc. Exact, s-a rupt biela și a crăpat blocul. E, așa, e când ești mai începător. Dacă era atunci axul, poate aveam noroc. Mai e muzica dată la maxim. De ce să nu recunoaștem toți, am fost așa la început. Deci tu spui dacă becul la ulei se stinge mai greu când pui contactul? Poate să fie de la axul ăsta sau de la pompă în sine. De la ax, de la pompă în sine sau sorb înfundat sau scapă presiunea pe la lagări. Dar deja un motor ca să scapă presiunea pe la lagări trebuie să aibă kilometri gârlă. În orice caz, dacă se întâmplă asta, nu trebuie să mai mergi cu mașina, corect? Nu, nu. Deci trebuie să nu mai pornești motorul.
trebuie să făcut văzut de ei. Oprești și vezi de unde e problema. Remediată. Altfel, strici motorul. Să vezi că mulți o să-mi zică că n-a strâns șuruburile în cruce. Da. Aici nu e chiuloasă, aici se poate strânge oricum. Important este să fie strânsă bine. Cam atât cu pompa. De acum curățăm partea asta unde vine silicon. Curățăm baia bine. Punem silicon, punem la loc. Și asta e lucrarea. Păi hai să facem să... Hai să curățăm. Ai ceva mizerii? Aia. Da, să bagăm silicon pe ea și tot plântim la loc. Plus minus. Stai, pune jos ca să filmăm. Vreau să faci, mă. Pui silicon. A, filmăm deja. Ha, normal. Ce-am făcut noi cât a fost oprit în video? Da, ce-am făcut? Am curățat. Am curățat silicon. Silicon. Să vezi. Tata ar face de-a lui. Și totuși am să-l întind așa cum era, cam gros. Pentru a curăța suprafeții care au ulei întărit, au praf, mizerii, vă recomand așa ceva foarte bun la TRV. Normal asta și spray de curățat, discuri, plăcuții, sistemul de frânare, în special. Dar e foarte bun pentru orice. Degresează foarte bine. Iar pentru etanșietate, folosim Victor Rinz. Silicon, acțiune la 300 grade. Plus, la fel, etanșează foarte bine. Așa, hai să arată nu? Baia dată cu silicon. Am dat să-mi dă baia cu silicon. Hai mai acolo, mai. Hai să facem la loc mie. Din coace am lățat la fel, așa lumea. Două secunde. Punem două șurubele ca să stea pe locul lui. Dar o să vă mai explic o treabă, cum se strânge baia de ulei, cum se strânge. Dacă nu o strângi cum trebuie, de multe ori o crăpi. Acum punem șuruburile, le apropiem. Dă-mi la călpaie ca să șterg costeluș. Le-am umplut toate de ulei.
Rodurile trebuie doar apropiate în prima fază. Legenda spune că dacă nu rămân câteva șuruburi, nu-i treaba făcută cum trebuie. Da, dar nu la mine. La mine, dacă e nevoie, mai pune-o de la mine șurubă. Dar de rămas, nu o să rămână. Am apropiat șuruburile la baie, acum am spus că vă explic care e treaba cu șuruburile și cum vine strânsă baia. Cel mai bine și mai bine, prima dată strângem șuruburile astea, de pe capăt, ca baia să se tragă la maxim încoace spre cutii. După aia, după ce le-am strâns pe astea, mai am aici de dat câteva filete. Strânsă la gata? În momentul când le strângem pe asta, baia vine aproape de cutie, frumos. După aia o să urmeze șuruburile din capăt, de aici. Strânse vreo 2-3 șuruburi. Strângem pe astea ca să ridicăm baia în sus. Se atașează acolo. Așa, următorul pas, le desfacem înapoi pe astea, care le-am strâns. Ca să strângem restul șuruburilor la baie. Că de acum trebuie să-mi vină baia în sus. Eu dacă le sunt strânse pe astea, când le-am strâns din coace, crapă. Așa că vin asta slăbite. Baia e venită exact cât trebuie, spre cutia de viteză. Pentru că găurile sunt un pic mai largi la baie. A, tu trebuie să poziții cum ar veni. Permite o oarecare toleranță. Și de acum, putem să ne apucăm să strângem de aici. Și automat baia se duce cât are ea nevoie în sus. După ce am terminat de strâns șurubelele astea mici toate, strângem înapoi pe asta alte groase. Să vin că e de 16 pe piele. Dacă nu respectăm pașii ăștia, trăpăm baia. Pentru că ea stă în alte poziții față de cum îi trebuie ei. Și l-am tras în sus, crapă. Baia nu se strânge prima dată șuruburile astea mici și baia alea mari. Mai am două șurubeli, care astea sunt un pic mai dechisit strâns. Trebuie cu imbus. Să văd dacă nu meresc. Acolo n-ai cum să bagi tubularea. Și așa că băgăm un imbus de 5.
atât. Acum am terminat șuruburile mici și strângem înapoi pe astea alte mari. Și cam asta e procedeul, cum se strânge baia de ulei. Asta doar la băile care vin strânse și de cutia de viteză. Care nu are treabă cutia de viteză, le-ai pus și ai strâns-o direct. Atunci mai contează ordinea de strângeri? Nu. Dacă nu vine prinsă de cutia de viteză. Așa e, trebuie să te ia lipită și de cutie, trebuie să te ia lipită și sus. Care vine doar pe blocul motor? Da, care vine doar pe blocul motor, strângi normal. Fiecare cum dorește. În cerc, în cruce, cum dorește fiecare, în zigzag. Băgăm mufa la senzor de nivel, înapoi, la locul ei. Verificăm bușonul dacă e strâns. E strâns. Așa, mai avem două șuruburi la furtunașul ăsta de pus și cam gata de sub. Uite aici. Le pune și pe alea. Pa. Bun, am terminat cu baia, am pus la loc tot scutul. Uleiul l-am recuperat, cu uleiul... E schimbat recent? Tocmai de asta. Cât ai? Ai 1000 de km măcar? Da. Mai puțin. Plus minus. Așa, îl punem tot pe asta. Va mai trebui completat. Cred că vreun litru de ulei. Ca sigur. Uite așa. Ține-te ulei acolo. Da. Așa mă scoate turna calul. Punem chiar tot, poate mai are un pic de mizerii, ceva, să rămână îngădată. Să vedea ce arată la jos. A ajuns măcar la minim. Mai trebuie ulei. Trebuie mai trebuie la un litru jumate. Mai ulei? Ceva la tine? Da. Mergem să mai aducem ulei și după aia dăm și o cheie. Da. Da. Am făcut rost și de ulei. Pentru completare. Avem aici în jur de un litru. Oricum intră tot fără probleme. Punem frumos ulei, după aia dăm ok, vedem ce zice. Da, să lăsăm așa deocamdată, mai verificăm o dată. Acum mai durează până se lasă, da, sigur, intră tot. Deja e la minim. Da, poți să-l pui tot. Mai am 200-300 de grame, îl pun tot fără probleme. Vă zic să putem să-i dăm și ok. Ok. Sunt nouă turez, o leși la reanti. În primă fază o să s-aud un pic tacheță, pentru că pompa... Asta ar fi cu pompa noastră de ulei.
Dacă v-a plăcut ce am făcut eu azi, și vă iau ceva de folos, lăsați acolo un comentariu, un like, un subscribe, ceva. Ne vedem la următoarele video. V-am salutat!